foarte mult pentru introducere. Mărturisesc că la sesiunea trecută erau mai puțin oameni, deci acum sunt ceva mai timorat. Eu sunt Ioan Simu, director Mercury Research. Mercury Research este o companie de studii de piață. Specialitatea mea și poziția în care mă aflu astăzi este una oarecum tangențială cu domeniul de media și publicitate. Și tradițional, de multe ori, am fost pe poziții opuse. O să vedeți în prezentările și discursurile multor oameni din media și publicitate cum că cercetarea este un inamic. Eu am încercat în ultimii ani să încerc să ponderez un pic discuția asta și să adopt și o poziție mai în avantajul publicității și media. Și în această idee am studiat în realitatea românească, pe date concrete, ce anume are impact asupra vânzărilor din tot domeniul ăsta de media și publicitate. Și despre asta vom vorbi azi. E un subiect un pic mai tern, nu foarte spectaculos și, în mod cert, zona de imagini, prezentarea mea va fi deficitară. Și vă mai cer îngăduință încă dintr-un motiv. Datele pe care le-am folosit sunt proaspete. Practic am venit cu ele calde în plasă, ca pâinea de un leu. Azi noapte și azi dimineața am lucrat la ele, deci s-ar putea să fie încă un pic încropit. Dar eu cred că am adus sau o să aduc în discuția de astăzi elemente interesante. Haideți să înțelegem ce urmează să fac. Vreau să vă spun un pic istoria, pentru că acest studiu a început din 2010. Am avut o etapă între 2010 și 2013, de început, cea mai chinuită, și a doua etapă acum în 2014. Deci avem un pic de istorie și o să trec prin stadiul cunoașterii. Ce știm până acum, din România efectiv, fără date din cărți și numai cu date din realitate, despre impactul media asupra vânzărilor, după care adaug informațiile pe care le-am găsit în acest an, mai bogate decât cele pe care le-am avut în trecut. De unde a apărut nevoia? Am avut clienți care aveau întrebări de genul următor. Am un buget de publicitate, am o marcă nouă, urmează să cheltuiesc, să zicem, 1 milion de euro pe publicitate, ce obiective trebuie să-mi propun eu? Ce notorietate trebuie să ating după aceste campanii? Cam ce procent de oameni ar trebui să-mi cumpere produsul? Cât să încerce? Sunt întrebări legitime și dacă stați să vă gândiți, întrebări la care foarte puține lume are răspunsul spre nimeni. Majoritatea dintre noi bugetăm un procent față de anul trecut, mai mult sau mai puțin, și decizia o ia top managementul, tot la fel în funcție de procente. Dar ce legătură au procentele față de anul trecut cu rezultatele reale? Asta știm toți foarte, foarte mică. Ca răspuns la aceste întrebări, am început în 2010 un studiu pe care l-am numit Awareness Building. Cum să construiești notorietate. La vremea aceea am crezut că asta e ce urmărim în principal. Și am studiat 140 de mărci din vreo 7 categorii, foarte cu greu. Noi, Mercury Research, am pus rezultatele, notorietatea lor, și am rugat tot felul de parteneri, clienții noștri, să ne ajute cu date de media. Cât s-a cheltuit pe TV pentru marca respectivă, cât s-a cheltuit pe print, pe radio și așa mai departe. Am avut o serie de provocări, pentru că la momentul respectiv nu exista monitorizare de media sau fusese întreruptă pe anumite medii și din cauza asta doar TV-ul și printul au putut fi interpretate. Pe lângă aceste provocări au fost și provocările de durată. Am putut să obținem date doar pe un an în spate. Dar știm cu toții că, în realitate, un brand se construiește pe o perioadă mai lungă decât un an de zile. Și am ajuns în 2014 cu o inițiativă mult mai largă. Am reușit să studiem acum 660 de mărci, vorbim doar de România. Deci nu avem nimic din cărți, totul este de aici și de la noi din țară. 660 de mărci care funcționează în România, pe 30 de categorii. De data aceasta am reușit să avem date despre impactul publicității online și impactul publicității radio. Deci avem 4 medii de comunicare acoperite. Singurul mediu pe care n-am reușit să-l acoperim este outdoor-ul. Dintre cele clasice, să spun așa. Și avem date de publicitate cu 2 ani jumătate în spate și toate aceste lucruri sunt posibile datorită cooperării cu Mediacom, care au fost foarte de mare ajutor în această încercare. O listă pe care nu o să stau mult, cu ce categorii de produse am studiat. În mare măsură vedeți că sunt bunuri de larg consum, sunt cele obișnuite, acolo unde există cheltuieli media în foarte mare măsură, sau mai puțin.
Din cauza asta o să avem și o soluție sau un rezultat un pic neașteptat în zona de impactul cheltuielor cu publicitatea online asupra vânzărilor. O să vedeți mai târziu. Ca să putem interpreta aceste rezultate, am făcut modele și trebuie să vă previn. Toate modelele sunt greșite, inclusiv cel pe care vi-l prezint eu. Speranța mea este să fie printre cele mai utile și având în vedere că altul nu aveți în România, ar trebui să fie în felul ăsta. O recapitulare cu ce am găsit în etapa 2010-2013. În principiu am găsit rezultate de genul, îți trebuie un buget la rate card de aproximativ 5-10 milioane de euro, ceea înseamnă 500.000, 1 milion bani reali, pentru a reuși să-ți menții brandul în medie la un nivel de vânzări de cam 20% din populație. Deci să obții cam 20% din populație în calitatea lor de clienți. Am mai descoperit în etapa trecută că există diferențe mari. Pe lângă bugetul media, calitatea reclamei aduce diferențe mari. Și dacă ne uităm pe acest grafic, trec repede peste ele pentru că sunt informații de recapitulare ca să putem să le punem pe cele noi și proaspete. În principiu, o reclamă bună față de una mai puțin bună poate să cam dubleze efectul vânzării față de bugetul media. Deci cu 1 milion de euro, dacă am o reclamă foarte bună, pot să fac cam același lucru pe care îl fac cu 2 milioane cu o reclamă mai puțin bună. Cam asta a fost în mare concluzia. Și tot anul trecut am învățat că e important să nu mai studiem formarea de notorietate, ci să mergem direct în vânzări, pentru că este mult mai aproape de clienți și mult mai aproape de tot ce înseamnă bugetare și rezultate. Deci, cum spuneam, cam jumătate contează mesajul, conținutul reclamei, calitatea reclamei, jumătate contează media. Astea sunt rezultate de anul trecut și de acum încep să vă pun și câteva rezultate de anul acesta. Față de 7 categorii, 140 de marci, acum 660 de marci, peste 30 de categorii și avem răspunsurile care confirmă aproximativ jumătate contează bugetul media și aproximativ jumătate contează mesajul calitatea reclamei. Se menține acest rezultat, care este prima mea încercare de a face pace cu comunitatea de media și publicitate. Research-ul vine și spune, da, creativitatea contează poate mai mult decât își încăpuia oricine altcineva dintre noi. Și acum intrăm în rezultate noi. Haideți să vedem un pic impactul canalelor media. N-am reușit în etapa 2010-2013 să studiem canalele media din cauza că am avut doar TV și print, ceea ce era foarte puțin. Și ce vedem? Aici avem cu niște rezultate foarte brutale și aici cerința mea sau rugămintea mea de îngăduință pentru cât de proaspete calde sunt datele și cât de puțin timp am reușit să lucrez pe ele, la asta se aplică. Ce spun datele de aici? Spun că în medie, pentru cele 660 de mărți studiate, pe o perioadă de comunicare de 2 ani și jumătate, dacă investești 1 milion de euro în TV, procentul de clienți care îți folosesc, care îți utilizează, care îți consumă, care îți mănâncă, care îți beau, depinde de marcă ce se întâmplă, poate să crească cu 3,5 puncte procentuale sau crește cu 3,5 puncte procentuale în medie. Am dat un exemplu aici. Dacă 20% îmi utilizează marca și 2 ani jumate fac publicitate de 1 milion de euro, atunci voi reuși să ridic la 23,5. Dacă fac același lucru cu presa, un pic peste 5 puncte procentuale reușesc să ridic. Ceea ce înseamnă că un euro cheltuit în presă e ceva mai eficient decât un leu pe TV, însă știm cu toții că nivelul de audiență pe care poți să-l obții în presă e foarte limitat. Deci nu, e foarte greu de cheltui 1 milion de euro în presă. Pentru radio vorbim cam de 3 puncte procentuale și asta vă dă o zonă orientativă cam ce se poate întâmpla. Cu câți bani trebuie să împingi ca să obții niște rezultate. Pentru prima oară în România avem niște cifre foarte directe, care sunt o medie la nivelul pieței, să spunem. Se practică foarte mult a se lucra aceste tipuri de modele pe fiecare marcă în parte și fiecare marcă în parte este specifică, adevărat. Dar ce avem acum este realitatea din România ultimilor 2 ani jumate. Vorbim de
jumătatea lui 2012 până la jumătatea lui 2014. Asta e perioada pe care am studiat partea de comunicare și rezultatele sunt cele pe care le-am obținut din studiul pe care l-am făcut la jumătatea lui 2014 în termen de notorietate, utilizare și o serie de alte aspecte. Ce se întâmplă cu online-ul? Online-ul e foarte complicat. Modelul relativ simplist pe care l-am aplicat ne spune că la momentul acesta online-ul nu are niciun impact în vânzări. De unde vine? Eu nu cred că e adevărat. Aici dau vina pe model. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că toate marcile care au bugete foarte mari pe publicitate online au bugete foarte mari și pe celelalte medii. Deci e ca și cum dacă am 2 milioane de euro, voi pune peste 1 milion în TV, poate 1 milion jumate, 1 milion 800, încă 100 de mii online, încă 100 de mii în presă. Și dacă mai vine încă 100 de mii peste buget, îi fac și pe aceea în online, dar numai după ce mi-am saturat efectiv mediile clasice. Și atunci, impactul publicității online este complet ascuns de cheltuielile TV și online. Ce se întâmplă practic? Nu există mărci sau sunt extrem de puține mărcile care au cheltuială mare pe online și mică pe celelalte medii de comunicare. Există, dar sunt puține. Și în studiu nu au fost suficiente încât să permită să fac o analiză și să dezvolt un model în direcția aceasta. Deci, practic, impactul online asupra vânzărilor, impactul comunicării online asupra vânzărilor este ascuns de radio și TV. Ca să înțelegeți mai bine ce se întâmplă, o marcă care cheltuiește online și nu cheltuiește pe TV și pe print, în medie nu reușește să-și crească vânzările. Deci, fără ajutorul celorlalte medii, nu prea face nimic. O marcă care are deja un buget mare pe TV, deja un buget mare pe print, dacă adaugă online, s-ar putea să vadă ceva în plus. Cam asta e contextul pe care îl avem și modul cum ele se ascund în spate. Ce am făcut totuși? Pentru că n-am vrut să mă opresc aici. Vreau să înțeleg impactul cheltuielor online. Am căutat prin aceste 660 de mărci și am izolat, să spunem așa, o lume în care nu există TV, nu există print și nu există radio. Avem doar 7 mărci care s-au calificat aici, dar oricum, este experiență de 7 mărci, unde ce citim, îmi pare rău că vin cu tabele, îmi dau seama că este enervant și că sunt greu de citit, dar sunt doar 2 cifre pe care vreau să le observați mai cu atenție. Mărcile care nu cheltuiesc deloc pe publicitate, nici mediile clasice și nici online, în medie au o cotă de clienți de, hai să spunem, 4% din populație. Cele 7 mărci care nu cheltuiesc deloc pe media clasică, dar cheltuiesc pe online, în medie un buget de 82.000 de euro, reușesc să aibă o cotă de clienți de aproximativ 6 și ceva la sută. Deci, da. Toate mărcile sunt cu prezență offline, cu excepția câtorva retaileri care sunt online și care e posibil să fie aici. Dar sunt 7 branduri din România care fac lucrul ăsta și care își cresc cota de clienți cu aproape 3 puncte procentuale. Deci vedem că există un efect în medie. Dacă vă aduceți aminte, cu 1 milion de TV, în 2 ani și jumătate de cheltuit 1 milion de euro pe TV, și aici vorbim de net, nu de rate card. Rate card a fost obligat să folosim doar în etapa din 2010-2013. Aici, cu ajutorul extrem de valoros al Mediacom, avem estimări nete. Deci cu 82.000 de euro reușim să ridicăm 2 puncte procentuale. La radio aveam cu 1 milion, 2,8. Deci în acest caz extrem de izolat pe care l-am decupat, l-am căutat practic, se vede efect. Se vede un efect important. Care e concluzia? Concluzia este că online nu poate fi folosit ca un mediu clasic. Online dă rezultate dacă e folosit într-un context favorabil, pe care din păcate nu știu să vi-l descriu complet. Și cred că trebuie tot să încercăm să-l descoperim. Online-ul este eficient, dar nu știm cum, când și exact cum. Și exact în ce fel. Cam asta cu online. Deci există efect. Asta ar fi răspunsul
pentru prima întrebare, care este impactul cheltuielii cu publicitatea pe canal de comunicare și, în particular, care este impactul online. Asta a fost promisiunea pe care am făcut-o în programul Zilor Biz și am încercat să dăm un răspuns. Și a doua, ce se întâmplă dacă se taie bugetele de comunicare? Cât rezistă o marcă? Cum rezistă vânzările dacă se micșorează cheltuielile de publicitate? Din nou vin cu un tabel, din nou îmi cer scuze că este enervant, îmi dau seama că va fi complicat de citit, dar ce aș vrea să urmăriți aici sunt tacticile aplicate. Tactica cea mai comună este, am comunicat în trecut, cu 2 ani în urmă, și am comunicat și în acest an, la fel sau poate chiar mai mult. Aceasta înseamnă plus plus. În primul an am avut buget, în al doilea an am avut un buget similar sau mai mare. A doua tactică folosită este, am avut buget anul trecut și acum mi s-a tăiat sub jumătate. Unde intră? Aici vorbim de 5% din băncile studiate, practic sunt în situația asta. Bugetul tăiat peste jumătate, deci a rămas cu mai puțin de jumătate. A treia tactică este, nu mai cheltuim nimic pe publicitate în acest an, deși am cheltuit anul trecut. Deci bugetul s-a tăiat practic cu 100%. Și acolo sunt o serie de companii, destul de multe. Și ultima tactică este, n-am avut buget de comunicare niciunul dintre cei 2 ani pe care noi am studiat. Și uitați-vă un pic la media cotelor de clienți pe care le au companiile din fiecare grupă. Cei care comunică constant sau scad puțin, sau la fel, sau cresc, cam 15% cotă de clienți. Cei care și-au tăiat radical bugetul și l-au micșorat radical, 11%. Cei care au renunțat să mai comunice complet, 5%, și cei care n-au comunicat în niciunul dintre cei 2 ani, 3%. În mare, puteți să vă faceți o idee despre ce se întâmplă în momentul în care nu mai comunici. Și e o statistică relativ simplă, din cele 660 de mărci pe care le-am studiat din peste 30 de categorii. Un an fără vânzări, în principiu, poate să ducă până la scăderi de 40-60% din cota de clienți. Răspunsul fiind, aici avem dezastru. În mare, cam astea sunt datele pe care am reușit să vi le aduc. Nu, am trecut destul de repede peste rezultatele din etapa precedentă, ca să mă concentrez pe răspunsurile de astăzi. Ca o concluzie, online-ul are efect, dar el trebuie căutat unde trebuie. Publicitatea online nu este pe aceeași nu stă la aceeași scară de bloc, să zicem așa, cu televiziunea, radio și presa, ci trebuie folosit altfel. Și am găsit două modalități în care el pare să funcționeze. Unul, în momentul în care nu există comunicare cu celelalte tipuri de, pe celelalte tipuri de canale, și doi, în momentul în care se adaugă la TV și print. Și al doilea rezultat, ca să închei sumarizarea, tacticile de micșorat cheltuielile de comunicare par să aibă rezultate dezastroase. Cam asta pentru astăzi. Vă mulțumesc, sper că v-am încadrat în timp. Și dacă aveți întrebări, cu mare plăcere. Mulțumesc mult. Felicitări pentru studiu. Spune-mi că s-a simțit sau din research-ul vostru a ieșit că ar fi bugete mai mare anul ăsta? Nu. Eu am vrut să am o prezentare pozitivă. Pot să nu răspund la întrebarea asta? Știi cum a fost vreodată dimineața. Am înțeles. Dar pe un anumit domeniu ai sesizat o revigorare? Majoritatea domeniilor scad și există câteva domenii. Telecomul este cel care susține majoritatea pieței. Bine, măcar că a revenit Telecom. Aveți, vă rog, întrebări? Avem o întrebare? Nu știu dacă am înțeles eu bine, dar am avut sentimentul în prima parte a prezentării. Ați spus procentele care crește cota de piață în funcție de canalul de comunicare. Și mie personal s-a părut că pentru presă e un procent destul de mare, comparativ cu TV-ul. E, cum puteți să nuanțați, e capabil doar printul să facă un astfel de procent să performeze atât de bine fără celelalte canale sau e corelat cu cumva și cu alte canale? E vorba de eficiența printului, dar este interpretată la nivelul 1 milion de euro.
bugete de 1 milion de euro, în realitate nu se poate cheltui pe print pentru că nu are suficientă audiență. Deci nu veți putea să obțineți 5 puncte din presă pentru că nu veți putea să puneți 1 milion în presă, ci mai puțin. E dar, o limită... dar corelații cumva legate de performanța acestui procent, în funcție și de celelalte canale aveți? Da, performanța presei mai mare. Asta ce am arătat acolo, că presa la acest moment este un mediu subutilizat. S-a micșorat foarte tare în ultima vreme și probabil s-au tăiat mai mult bugete din presă decât ar fi meritat la eficiența pe care o are. Nu cine știe ce, dar mai mult. Dacă îmi permiteți, după părerea mea, cred că trebuie să știi să te alegi foarte bine targetul. Dacă targetul tău citește ziare și reviste, ești mult mai bine decât dacă te duci pe TV. Mai sunt întrebări? Da, o întrebare scurtă. N-am realizat la început, ai spus că fără outdoor, aici sunt. Mersi. De ce fără outdoor? Nu au furnizat date Mediacom? Da, nu am reușit să ne punem de acord cu datele de outdoor. Dar, cine știe, poate la anul reușim să ne includem și pe ele. Mulțumesc pentru întrebări și mulțumesc pentru prezentare. Felicitări! Văzând o situație a online-ului și pentru că online în continuare este la foarte mare căutare și toată lumea este nebunită să ducerească acest domeniu,